Salutare tuturor! Deschideți capota! Slăbiți filtrul de ulei. Îndepărtați filtrul de ulei. Înșurubați noul filtru în poziția de lucru. Folosiți o capăt cheie tubulară de tip hex număr 8. Deșurubați dopul de golire. Scurgeți uleiul uzat. Montați dopul de scurgere în locul său și strângeți-l. Folosiți o capăt cheie tubulară de tip hex număr 8. Umpleți motorul cu ulei prin gâtul de umplere. Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o jojă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați-ne un like și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Vă dorim o zi bună!